Pentru a avea căpșuni mai dulci, eu folosesc această soluție. Este un extras din coș de banană. Acest extract este foarte bogat în potasiu, un macroelement esențial în creșterea și dezvoltarea plantelor. Necesarul mare de potasiu pentru plantă este atât în momentul înfloritului, cât și în momentul coacerii, din pârgă până la coacere. Potasiu determină planta să acumuleze mai multe zaharuri în fructe, automat ducând la niște fructe mai dulci. Acest extract conține potasiu disponibil, dar și o parte care încă trebuie prelucrat de microorganismele din sol. Așa că pentru a avea timp ca planta să asimileze suficient potasiu, îl voi aplica în perioada de înflorit și de creștere a fructelor. De data aceasta, soluția din coș de banane vreau să fie puțin mai concentrată decât maceratul ce îl fac în mod obișnuit, în care doar tai bucățile și le las una două zile în apă. Cum fac acest lucru? E bine, cresc cantitatea de coș per litru de apă și le voi mărunți foarte bine, mai exact le voi blendui. Înainte de a trece la blenduit, vom îndepărta aceste codițe care sunt destul de fibroase și nu se vor toca cum trebuie. Le putem adăuga ulterior în lichid. După ce am blenduit, voi pune totul într-un recipient mai mare și voi completa cu apă. Un mic sfat, până strângeți cojile de banane, puteți să le țineți într-un recipient cu apă și astfel le veți și blendui mult mai ușor. Voi lăsa să stea undeva la 4-5 zile, puteți să lăsați și mai mult. Ca și gramaje, acum sunt după ochi, nu facem prăjitură. Ca și cantități, au fost undeva 500 de grame de coș de banană și am adăugat undeva la 3 litri de apă peste ce am blenduit. După ce soluția a stat aproximativ 4 zile, grosul a sedimentat și a rămas o apă în fior maronie, maroniu roșiatică. Pentru utilizare voi folosi 1 litru de extract la 9 litri de apă și în total să fie 10 litri. Faptul că este sedimentat se poate turna așa cu grijă, aproximativ 1 litru. Nu e prăjitură să facem rețeta exactă. Așa. Iar ulterior, pentru partea de jos a bidonului, voi folosi o strecurătoare. Umplu stropitoarea și stropim căpșunile. Soluția rezultată o putem folosi prin stropire, direct cu stropitoarea, sau, dacă o strecurăm foarte bine, o putem folosi și prin sistemul de irigare prin picurare. Sper că informația să vă fie de folos, iar până data viitoare, numai bine!